Am ajuns acasă și a venit micuț. Hai, hai micuț! Ia uitați-o. Vedeți ce e în patul ăsta. Hai micuț, ce faci? Ați fost singur. Am plecat de la 12, cred că suntem plecați. Ah, apropo, hello! Am început un nou vlog. Este sâmbătă deja și e seara. Astăzi vedeți că n-am vorbit cu voi, dar în schimb cred că am filmat 10 minute sau ceva, nu știu, am filmat foarte mult. Pentru că de dimineață ne-am trezit, am luat micul dejun. După care am plecat de acasă, am fost în felul următor, am fost în centrul vechi, fiindcă voiam să ne plimbăm pe acolo, să mergem la Cărturești, am fost și eu pentru prima oară în acel Cărturești mare, pentru că până acum am fost doar în cel din Băneasa, mall, care e un Cărturești mic, micuț stă cu fundul lipit de mine, pentru că așa mi-arată ea faptul că mă iubește, mulțumesc micuț. După ce ne-am plimbat un pic prin centrul vechi, am fost la KJ Center, v-am zis eu că aș vrea să ajung acolo, am ajuns, foarte, foarte fain a fost și de acolo am câteva lucruri să vă arăt că mi-am cumpărat, după care ne-am întors în centrul vechi și am mâncat la restaurantul lui Scărlătescu, care se numea, într-un fel, nu mi-am amintesc cum se numea, n-avea un nume de asta. Era ceva, restaurant, bucătăria, nu știu cum, în fine. Am avut o experiență foarte faină din punct de vedere al mâncării, deși cartofii erau destul de plini de ulei. Ce și-a luat? Deci iubitul meu și-a luat cel mai bun hamburger pe care l-am mâncat vreodată, că am gustat de vreo 5 ori din el, foarte bun. Mama și-a luat scoici, după aia am gustat și dintr-o porție de gulaș, totul a fost foarte picant, dar absolut delicios. Am mâncat și red velvet cake pentru prima oară în viață, la fel foarte bun, cu cremă de unt și mascarpone. Delicios a fost. Apoi am plecat și am început să ne plimbăm. Am ajuns în Cismigiu, la fel pentru prima oară. Foarte frumos și acolo. Chiar foarte mișto. Deci mi-a plăcut la nebunie. Am băut un suc după aia. Am luat-o așa frumos la pas și am mers foarte mult prin acest minunat București. Am fost pe Calea Victoriei. Ne-am plimbat. Ne-am plimbat, cred că vreo oră pe jos. După ce am mâncat o înghețată, ați văzut-o care pe mine nu m-a dat pe spate. A mea era cu zmeură și ciocolată belgiană și, nu știu, avea gust așa tot ansamblu de ciocolată neagră cu umplutură de fructe care mie din păcate nu-mi place. Vedeți ce zarvă e dincolo? Da, trecând peste asta, peste zarva de dincolo, am ajuns acasă acum și nu știu, am avut o zi foarte bună. Am fost cu Uber, dus întors, foarte mișto cu Uber. Îmi place la nebunie că șoferii sunt foarte respectuoși și e o călătorie, nu știu, efectiv liniștită. Hai, micuț! Hai! Vrea să vină la mine! Adică e muzică și e relaxat, n-auzi povești de alea cum e la taxi în general, că te prinde câte un șofer și îți povestește toată viața. Îmi place foarte mult treaba asta și am prins și foarte neaglomerat și prețuri bune, chiar super fain.
Deci, cam, nu știu, aș da un 10 plus acestei zile, chiar a fost foarte drăguță și din punct de vedere al mâncării și al plimbărilor și al tuturor lucrurilor. Hai să vă arăt ce am cumpărat din acest KJ Center. A fost o vizită foarte rapidă, adică n-am apucat să stau să mă uit efectiv la tot ce era pe acolo. Am văzut multe lucruri de care eram curioasă, dar în același timp n-am văzut niște lucruri pe care mi-aș fi dorit să le văd, niște un fel de jeleuri care sunt așa mai apoase. În fine, astea sunt visele mele. Sunt lucruri pe care le văd pe la alții și aș vrea și foarte mult să le încerc, așa că am luat câteva lucruri, dar pe aceste câteva lucruri am dat 43 de lei, pentru că prețurile într-adevăr sunt destul de mari. Uite, de exemplu, această pungă cu chipsuri, care este din porumb, sunt chipsurile, că doar nu-i punga, sunt din porumb, sunt foarte curioasă cum sunt, cred că sunt genul ăla de care erau și la noi atunci când eram mai mici, genul ăsta, vedeți? Că te arată aici că poți să le pui pe degete sau ceva. Și pe spate sunt niște figurine amuzante, că poți să le umpli cu înghețată și lucruri de genul. Astea au fost 10 lei și ceva. Sper să fie bune. O să le desfacem în seara asta și vă zic și vouă dacă mi-amintesc. După aceea am luat niște jeleuri. Acestea sunt cu... Opa! Ne miroase micuți. Sunt cu struguri și miros absolut senzațional. Miros a must. Da, must din ăla calma, dar nu-mi plac la gust. Efectiv, miros mai bine decât au gust. Deși sunt foarte aromate, prefer doar să le miros. Dar iubitul meu a tot mâncat din ele, deci probabil lui îi plac. După aceea, da, micuț, gata, dă-te de aici dacă nu mai vrei să stai. Am luat și o supă din asta, ramen, dar mi-a fost destul de greu să-mi aleg, pentru că majoritatea sunt destul de picante, eu nu prea mănânc picant, așa că cineva bea din paharul meu cu apă, stați să vă arăt. Deci eu v-am mai zis, cred că îmi țin pahar cu apă aici pe... Nu, cred că vedeți paharul, e aici undeva. Îmi țin paharul, opa, s-a prins luna. Îl țin aici pentru că, nu pentru că beau eu neapărat, ci pentru că beau pisicile în timpul nopții și mă trezesc deseori auzind cu beau pisicile, știți? Așa, gata. Bă, mănâncă nasul, de asta e roșu. Da, deci vă ziceam că mie mi-e greu să-mi aleg noodle și pentru că majoritatea sunt foarte, foarte picanți, eu nu mănânc picant. După aceea mi-am dat seama că nu-mi place absolut deloc aroma de lemongrass. Deloc, mi se pare oribilă, nu știu, mi se pare că are gust de detergent de vase cu aromă de lămâie, groaznic. Așa că trebuie să am grijă cumva. Uite, pe astea nu m-am uitat să văd dacă sunt cu lemongrass, sper din suflet că nu, dar știu că acest ingredient este foarte folosit prin mâncarea asta asiatică. Da, nu văd. În fine, ci că ar fi noodles și care sunt din cartofi. V-am zis, am evitat să scrie pe ei spicy și așa și am văzut pe aceștia care mi s-au părut oricum interesanți. Așa arată și sunt ramen cu fidea din cartofi. Efectiv, fidea ci că ar fi din cartofi. Chewy texture, potato ramen. Mi s-a părut interesant și am înțeles că interior vine cu un sos. Nu o să le fac în seara asta, că n-am neapărat chef de ele, dar dacă e ceva de menționat o să vă zic. Și apropo, înainte să termin să vă arăt astea, rămăsesc în datoare să vă zic cum mi s-au părut bombonelele acelea. Cum se numeau? Bean Boozled? Bean Boozled, cred, ceva de genul. Da, sunt oribile. Cele care sunt oribile sunt oribile. Nu mai știu dacă v-am făcut update, dar parcă țin minte că nu. Cele care sunt, de exemplu, cu lapte stricat, frate, chiar avea miros. N-am gustat, n-am avut curaj, dar mușcau, de exemplu, mușcau iubitul meu și îmi dădea și mie să miros și mirosea lapte stricat oribil. După aceea, cea mai bună aromă mi s-a părut mie dintre cele bune, evident, cea cu pară, foarte aromat, foarte mișto. Dar da, e o provocare interesantă, dar din ce am văzut, nimeni n-ar mai face-o și a doua oară. Așa că asta pot să vă zic. Să continuăm acum cu holul, pentru că mai am 4 prăjiturile să vă arăt. Am preferat să iau așa la bucată, pentru că nu știu dacă îmi plac. Și oricum, și o bucată din asta costă 2 lei. Avem așa, prăjiturica asta se numește... ce scris mic Dumnezeule, abia văd. Prăjiturică cremă de ou. Și arată așa. 2 lei a fost asta. Să știți că au și site KJ Center, nu trebuie neapărat să ajungeți acolo. După aceea, prăjiturica asta este prăjitură cu... prăjitură de orez originală. Și arată cam așa. Ce dubios, are și textura e ciudată. Așa, după aceea mai este aceasta, prăjitură de orez cu cesnat, care sunt castane, așa. Cam așa arată, nu știu ce gust ar putea să aibă. Și ultima este ciudățenia ciudățenilor, care este, cred că, cu fasole, dacă am văzut eu bine. A, e mochi asta. Mochi cu susan. Deci nu e cu fasole, nu știu, în fine, o să vedem când o să gust, cred că e cu susan negru sau ceva. Cam așa arată, mochi este foarte, foarte cunoscută, la fel și o textură tare ciudată, dar da, nu știu dacă o să, poate o să gustăm prin seara asta, o să vă zic oricum părerea mea sau poate le gustăm noi în altă zi, o să vedem oricum. De chipsurile astea vă zic sincer că vreau să le gustăm în seara asta. Hai că le deschid acum, n-am unde să las camera, o să vă las undeva aici, ia să vă așez pe o pernuță. Dacă vă întrebați ce planuri avem și mâine, cu seara asta nu mai sunt multe de făcut, e deja cred că 7, stați să vedem, este 18.37.
miros foarte obișnuiesc. Da, deci pe seara asta o să facem fiecare câte un duș, o să ne schimbăm ceva confortabil, mâncăm și probabil să ne jucăm Scrabble, ceea ce am făcut și aseară, cărți și alte lucruri. Și mâine vrem să mergem la Mini Pri. Eu n-am fost niciodată la Mini Pri în București, am auzit foarte multe despre acest magazin. De fapt, aceste magazine, cât mai multe, dar am fost în Galația acum mulți, mulți ani și mi-amintesc că erau multe lucruri faine, n-aveam oricum eu mintea și interesul pe care l-am acum pentru haine, dar de asta sunt foarte curioasă să mergem mâine. Și o să mergem mâine, o să încercăm să plecăm de dimineață, de la 9-10, ceva de genul, mai dimineața decât azi, că azi am plecat pe la vreo 12, cred că 12 era, așa, și mergem acolo să iau și camera cu mine, să filmez. Sper să găsesc chestii faine, eu îmi caut sincer să fiu niște rochiți așa mai interesante de anotimpul ăsta de toamnă, poate și de iarnă, cu ceva mai gros pe deasupra sau pe dedesubt. Dar vreau să-mi iau și pantaloni de tren, că vă ziceam eu că sunt în căutare. În fine, hai să vedem cum sunt astea. Mi se par obișnuite. Dar stai, mă. Din astea cred că avem și noi. Îmi luăm din Auchan, parcă vărsat așa. Dar spune, chiar o aromă de prun. Crunchy. Nu sunt foarte sărate. Sunt bune astea. I know the reason why we chose to say goodbye, but I can't help my feelings. Right now I can't deny you never left my mind, and now my heart is bleeding. Why did I have to break it up? Guess I was just a young girl living in a dream world. I thought that I'd be better off, but now I pay the price. I do. I don't know how. Lay down at night, I miss you by my side, telling me about your secrets. I dream and fantasize that I come by your house, telling you about my regrets. Why did I have to break it up? Guess I was way too shallow, my mind was way too narrow. I thought that I'd be better off, but now I pay the price. Bună seara, dragii mei, ce faceți? Eu bine, bine și nu prea. Nu vă luați pe faptul că îmi curge nasul, că de câteva zile îmi curge nasul fiecare seară, am senzația că am alergii, trebuie să încep să iau iarăși nazonexul meu, cel de toate zilele. Și mai am o pățanie foarte interesantă, și anume faptul că m-am spălat pe cap în seara asta, stați că nu merge trepiedul să se lașesc cum trebuie. M-am spălat eu pe cap ca o floare în seara asta, după ce am stat un pic cu ulei de cocos, pe vârfuri, dar foarte pe vârfuri, adică undeva aici. După care am încercat acea metodă de care mi-a spus Lavinia la salon, și anume mi-am aplicat mască, după care am aplicat balsam. Dar balsamul acesta pe care l-am eu de la Londa, în mostra aceea mică, se pare că e mult mai gras decât mă așteptam. Sau oricum ceva s-a întâmplat, nu m-am clătit bine, poate și din cauza faptului că mă cam doare spatele. De vreo 2 săptămâni sau ceva, mă doare foarte tare aici jos, în zona șoldurilor, nu pot să înțeleg de ce, din cauza asta nici nu prea am mai făcut sport în ultimele zile, mă rog, asta și musafirii. Dar asta e televizorul, nici nu știu când l-am aprins. În fine, cred că l-a aprins eu sau ceva, că te recomand că impact. Da, cum ziceam, deci din cauza durerii de spate, cred că nu m-am clătit foarte bine. Și dacă vă uitați, că o să vă arăt, fiindcă împărtășesc foarte multe lucruri cu voi, în zona asta,
Se vede ca și cum ar fi ud. Dar dacă vă uitați, rest nu e ud. Și faza e că eu aștept de 3 ore să mi se usuce părul. Vedeți că în rest este uscat, este bufant, pentru că l-am și pieptănat. S-a ondulat așa cât a vrut el, în valuri un pic, foarte interesant. Dar aici nu se usca și tot stăteam și tot stăteam și tot stăteam până când am pus mâna. Și zic, băi, dar udul ăsta, udul, este cam ciudat. Și am realizat atunci că nu m-am clătit bine. Nu mi s-a mai întâmplat chestia asta de ani de zile, vă zic. Aveam un șampon care nu m-a spălat deloc bine pe scalp și mi-a luat ceva timp până m-am prins. Că mereu scalpul meu arăta ciudat, dar da, nu m-am clătit bine. Și acum vă zic sincer că nu știu ce să fac. Este 11:30 noaptea. Stau de 3 ore să mi se usuce părul și dacă mă duc acum să mă clătesc, va trebui să mă suc cu fionul, ceea ce vreau foarte tare să evit. Așa că această problemă de ordin gras, nu știu cum să-i zic, o să o rezolv dimineață cumva, văd eu cum, nu știu, ori o să-l prind mâine și îl spăl poimine sau n-aș vrea să-l agresez în rufel, el se simte foarte fain, e, cum ziceam, bufant ca de obicei, în seara asta o să-i fac o codiță împletită și văd eu ce fac, v-am zis, habar n-am. Mă enervează așa situația asta că nu m-am clătit cum trebuie, dar v-am zis, durerea de spate e foarte nasoală. Este duminică seară, cred că v-ați cam prins, zic eu. După cum ați văzut sau n-ați văzut pe Instagram, vă ziceam că n-am reușit să postez astăzi videoclipul pentru că am avut un weekend foarte plin, ceea ce ați putut și voi să observați până acum. Eu până la ora asta am stat și am editat toate clipulețele mici și mai mari pe care le-am filmat și le-am unit, am pus muzică, etc. Tot vlogul până la momentul ăsta este editat, până în momentul în care vorbesc acum cu voi. Și am zis că este necesar să și vorbim un pic. O să încerc să nu vă țin foarte mult, vlogul ăsta o să fie un vlog strict de weekend care va fi destul de scurtuț. Dar asta e situația, pe mine nu mă deranjează. Și vlogurile mai scurte, având în vedere că toată săptămâna asta au fost mai vloguri. Mulțumim, doamna ambulanță, s-a văzut și lumina acolo. Da. Și da, vă ziceam pe Instagram că n-am reușit să postez, dar m-am gândit să postez mâine dimineață, luni dimineață, să începem săptămâna drăguță așa împreună. Și asta am de gând să fac. De asta m-am ocupat în seara asta după ce mi-au plecat rudele de aici. A fost un weekend foarte frumos, asta vreau să vă împărtășesc și eu un pic gândurile mele după ce îmi suflu nasul, mă scuzați, dar e minunat, acusa și roșie să fim siguri. Da, a fost un weekend absolut superb, a fost o săptămână faină pentru că de duminica trecută noi am avut, v-am zis, musafiri, au fost mai întâi niște prieteni la noi care au plecat vineri, iar vineri seara a venit mama și am stat împreună, a fost foarte frumos, ați văzut până la urmă, adică ați văzut cam tot ce am făcut. Pentru ziua de ieri v-am făcut update-ul chiar ieri, dar astăzi am rămas datoare cumva să vă zic ce impresii mi-a creat magazinul Minipri. Acest magazin fiind unul la care eu am mai fost, dar eram foarte mică, era în Galația cu ceva timp, acum mulți ani, după care s-a închis, eu eram foarte mică și știu că mergeam cu mama și nimeream uneori, mi-amintesc că era așa seară și era extrem de aglomerat, full era acolo și erau reducere, adică am văzut, de exemplu, o pereche de cizme foarte înalte cu 9 lei, mi-amintesc, și o trăgeam pe mama de mânică și eram gen, uite, uite ce ieftine sunt, erau foarte urâte și cumva indecente, așa, nu știu cum să le zic, pentru o... nu putea să le poarte oricine oricum în amiaza mare, dar eram așa foarte șocată că zic, wow, 9 lei, eram mică, nu m-a interesat pe mine de haine. Magazinul între timp s-a și închis, dar am auzit că există în București și mă bucur tare mult că am fost. Astăzi am fost în Minipriul din Otopeni, care am înțeles că ar fi unul destul de mare și, într-adevăr, erau două hale, una după alta. În prima lucruri ok, iar în a doua lucrurile ceva mai interesante, era pe două etaje, așa că imaginați-vă. Mi s-a părut foarte fain că aveau extrem de mulți pantofi, deci eu nu sunt purtătoare de pantofi, nu port pantofi cu toc, nu sunt în acel punct al vieții mele neapărat, dar vă zic că astăzi doar la asta m-am uitat, de fapt nu chiar doar, să zicem, nu știu, 70% din timp, când nu umblam pe acolo printre haine să găsesc ceva interesant, mă uitam la pantofi, pentru că erau toate felurile, toate culorile, aveau pietre, aveau sclipici, erau roz pal, erau negre, erau, deci și erau super pantofi, doamne, și la prețuri destul de bune, 100 și ceva de lei majoritatea, dar vă zic, erau noi și erau foarte frumoși, modele pe care nu le vezi neapărat peste tot. De asemenea, erau ochii de seară, etc. O să vă arăt și eu ce mi-am luat de acolo, pentru că am câteva articole și le-am păstrat aici într-un morman lângă mine și nu le-am pus la spălat, pentru că asta aveam de gând, am ajuns acasă, le-am... Cineva îmi lua de bustiera. Leo! De ce roz bustiera? Îmi spuneți și voi. Da, deci am ajuns acasă, le-am tăiat toate etichetele. Și voiam să le bag la mașina de spălat, după care am realizat și foarte bine am făcut că stați-mă un pic că vreau să le arăt în seara asta, deși voi le-ați văzut, ați probate, cred că pe toate, dar am vrut să fac așa un inventar ca să înțelegeți cam ce am luat și cam ce nu am luat. Foarte fain magazinul, prețurile sunt
ok-ish. Am înțeles că sunt și produse SH și produse care sunt noi. Mă rog, am înțeles, am și observat, pentru că unele aveau etichete, altele erau mai ieftine și mai ponosite, mai purtate. Eu am, cred că am nimerit și noi și SH și cred că chestia asta o să o vedeți și voi. Sper să-mi amintesc prețurile, pentru că v-am zis că am tăiat etichetele, dar în mare cam știu despre ce este vorba. Oricum, a fost o zi absolut superbă și ca vreme și ca, nu știu, companie. Am avut un weekend minunat și mi-am reamintit cât de fain e timpul cu familia și vă zic, deși o parte din mine plânge după Galați și după familie și după ușurința asta cu care ne vedeam înainte, adică efectiv dacă o să mă emoționez un pic și nu vreau să plâng, oricum curge nasul și ultimul lucru de care am nevoie. Calmează, Andreea. Efectiv, nu știu, mi-era dor de ai mei, mă urcam într-un autobuz și în jumătate de oră maxim, eram la ei sau dacă voiam să ne vedem, puteam să ne vedem mâine. Fără prea mare efort. Acum e mai dificil, vă dați seama, de la Galați până aici sunt câteva ore și e o distanță destul de mare, dar în același timp s-a întâmplat un fenomen la care eu mă așteptam, adică nu m-a surprins, dar mă bucur enorm și anume faptul că știm că stăm departe unii de alții și că atunci când ne vedem, adică că ocazii în care ne vedem nu sunt atât de dese, parcă punem mai mult preț pe comunicare, pe hai să petrecem timp împreună, hai să facem lucruri împreună și eu îmi doream foarte mult chestia asta, simțeam nevoia de acest lucru, să punem cumva mai mult preț unii pe alții și asta s-a întâmplat. Acum de fiecare dată când ne vizitează cineva, vă jur că e un timp petrecut la maxim, încercăm să ne concentrăm unii pe alții, să ne bucurăm unii de alții. Înainte acasă nu zic neapărat că ne vedeam și ne ignoram sau ceva de genul, nu înțelegeți greșit, dar pur și simplu ne vedeam și eram relaxați, nu ne organizam neapărat foarte bine cum am făcut zilele astea cu plimbări, ieșiri, hai să mergem, hai să vedem etică. Mă rog, e și diferența de oraș care se simte evident. Mă duc cu părul ăsta că tare mă deranjează că e aici așa cremos. Cred că o să mă duc să mă clătesc și muscufion și aia. Paranteză închisă. Da, dar v-am zis, treaba asta mi se pare că cumva, nu știu, distanța poate să apropie oamenii. E o chestie reală și poate, nu știu, în relațiile de cuplu nu se întâmplă neapărat, dar uite, așa am eu senzația asta, sunt gândurile și sentimentele mele de acum și vă jur că voiam să vin împărtășit și vouă și azi chiar mă gândeam timp ce editam clipul. Zic că simt să vă zic și vouă treaba asta, nu știu de ce exact. V-am zis că vlogul oricum e ca un fel de jurnal personal, e ca și cum mergi la psiholog, la psihoterapeut, la terapie, la cum se numește, cred că sunt cumva aceeași chestie. Nu știu, ca și cum te așezi pe o canapea, pe un fotoliu și începi să-ți pui gânduri. Eu mă simt așa, eu cred așa, eu îmi doresc așa. Da, am avut un weekend superb și mă bucur tare mult că am filmat o parte din el și că o să-mi amintesc de el. Leo, stai să-l vedeți pe Leo dacă vrea să vină. Ăsta este golanul, a crescut, e imens. Ia uitați un pic la el. Evident că e agitat și mai vrea să stea. Dar, doamne, așa mișcă un pic trepiedul, să ne revenim. Bun, gata cu astea, poveștile lacrimogene și cu părul meu enervant. Din cauza mea, evident că el săracul n-are nicio vină. Hai să vă arăt acum cu ce lucruri m-am întors de la Mini Prix ca să le bag și o mașină să le spăl. Nu în seara asta că e 11:30 noaptea, dar mâine dimineață pornesc mașina. Hai să începem. O să încep cu accesoriile, pentru că am și două accesorii. Eșarfa e considerat accesoriu. Am luat această eșarfă absolut superbă. Eu nu știu ce să zic. Mi se pare că animal print-ul este fain, este interesant, dar mi se pare că se potrivește foarte bine unei fete care e mai blondă. Mi se pare că părul blond se potrivește bine cu acest animal print. Și eu sunt blondă, nu atât de blondă pe cât ar trebui în mintea mea ca să arate foarte bine cu această eșarfă, dar am văzut multe piese astăzi animal print. Majoritatea recunosc că erau botine, cizme, pantofi cu tocune, erau și cu blană, adică aveau, nu aveau doar modelul de animal print, erau blană cu model de animal print. Foarte ciudat, dar interesant. N-am găsit nimic să mă mulțumească din categoria încălțăminte, dar eșarfa asta am zis că trebuie să o iau cu mine acasă. Mi s-a părut foarte drăguță și am zis că o să arate foarte bine cu paltonul meu roz și de asemenea o să arate foarte bine cu geaca de blug pe care o am. Am o geacă faină. De fapt, ați văzut-o chiar astăzi, am purtat-o. Da, v-am și filmat-o, cred, și mi se pare că o să arate foarte bine și pot să o leg și la o geantă, pot să-mi o pun și în jurul părului, m-am gândit eu, chiar e foarte drăguț. Aceasta este brandul Avon, am văzut acasă abia, că este Avon, cred că e SH, sincer, nu cred, parcă nu avea eticheta originală, nu mai știu să vă zic, erau mai multe bucăți oricum. De fapt, e posibil, acum că stau să mă gândesc, ar putea să nu fie SH, pentru că, sper că am dreptate, piesele SH de obicei sunt unicat, pentru că, nu știu, eu am purtat o bluză, o dau mai departe și peste 10 ani ajunge la cineva, dar dacă sunt mai multe bucăți, nu știu, poate au rămas dintr-un stoc de la revistă și au ajuns la acest outlet, la Mini Prix. Nu știu, așa mă gândesc. Oricum, este în perfectă stare, a fost 19 lei și este foarte, foarte drăguță. Iar următorul accesoriu este această
geantă, portofel, ceva de genul. Pe asta a luat-o mama pentru mine. I s-a părut drăguță, a luat-o și m-a întrebat acasă dacă vreau eu. Și am zis că da, pentru că mi se pare extrem de drăguță. E foarte interesantă. E un fel de... combină ideea de geantă, pentru care treaba asta poți să o iei doar pe ea. Și fără să o ții în mână, la asta mă refer. Și combină și ideea de portofel. Aici portofelul, foarte drăguț, compartimentat. E extrem de mult loc aici. Uitați-mă un pic. Deci, pe bune, dacă în 2 o foaie a 4 poți să o bagi aici. Gen, vii de la facultate și ai un curs pe care l-ai scris repede și îl pui aici. Ai loc și de carduri, de tot ce vrei, iar pe spate ai un mini fermoar în care poți să pui orice altceva. Iar aici ai spațiu pentru telefon. Deci e foarte drăguț, este chiar fain, mă gândesc dacă merg undeva la cumpărături, deci chiar e fain. Ăsta a fost destul de scump, a fost 39 de lei, stai să văd dacă mai e prețul în buzunerul sau dacă l-am scos. Dar parcă 39 de lei am văzut că este. Nu mai știu dacă l-a luat cu reducere, că erau, v-am zis, două hale, într-o hală era reducere la genți. 20% într-una nu, într-una era reducere la pantofi, 50% în cealaltă nu, n-am înțeles, nu știu dacă a dat 39 de lei pe ea sau nu, dar mi se pare drăguță și culoarea îmi place la nebunie, azi eram îmbrăcată doar în culoarea asta, deci da. Acum hai să trecem la haine, dintre haine. Din ce ați văzut, să vă arăt ce am luat. Am luat hanoracul, nu puteam să mă abțin. Camera mea s-a oprit, să continuăm. Da, deci am probat două hanorace. Prima oară m-am dus către acest hanorac pentru că mă gândeam să le iau pe cel lila. Ați văzut că am probat două, unul lila, dar nu lilaul ăla pe care îl vreau eu. Asta a fost problema cu el și plus că mărimea mă cam deranja. Eu la hanorace, în general, ori mi-au din acelea care sunt crop și am destule, așa că nu prea mai iau, dar pe cele le iau în mărimea mea, adică S maxim M, ca să vină așa un pic mai larg, sau le iau un L, XL, XXL, ca să vină foarte, foarte largi astea care sunt mai lungi. Ei bine, problema cu cel lila a fost că, în primul rând, nu era lilau pe care îl voiam eu, era un pic mai închis, și, în al doilea rând, nu era mărime mare, era disponibil în XS și în S și am zis ok, hai să le iau și pe cel albastru la cabină, care era în mărimea L, e un albastru pal, un albastru deschis, absolut superb, este cumva la egalitate cu movul acela care mi-a atras mie foarte tare atenția, cu lilaul, o culoare pastelată, frumoasă, mai mult mi se pare că se potrivește această culoare vara, dar merge și când e mai frig, asta este. Cum ziceam, este mărimea L, acum mi se pare că are parcă niște două pete, sper că este un pic ud sau ceva și că nu-s defecte astea, o să vedem. Are glugă și pe interior este pufos. Wow, nu toate hanoracele mele sunt pufoase pe interior. A fost 79 de lei, mărimea L, iar pe el scrie Costes Basic. Asta este brandul, nu știu ce e chestia asta, dar îmi place foarte mult. L-ați văzut probat, el este. Acum le pun pe jos că o să-ți ducă în mașina de spălat. Mai departe, am luat această bluză care, după spusele iubitului meu și îi dau dreptate, nu este neapărat stilul meu. Nu este neapărat stilul meu din ultimii ani, pentru că eu la sfârșitul liceului și primul an de facultate, primii 2 ani de facultate, eram foarte elegantă. Mă îmbrăcam numai cu cămăși și fuste. Cămăși și fuste, cămăși și fuste non-stop. Eram în zona aia de foarte elegant, până când m-am prins eu că aș vrea să merg într-o zonă mai de casual și mi-am luat foarte multe hanorace, pantaloni de training, pantaloni negri, strâmți. Și am dus-o în zona aceea, mai Ariana Grande, așa, pentru că recunosc că mă inspiră foarte mult stilul ei, ea poartă hanorace de-astea foarte largi cu cizme peste genunchi și ghiciți ce am și eu în garderobă? Ei bine, exact asta. Dar văzând bluza asta, m-am gândit, băi, hai să o iau, pentru că s-ar putea să mai fie ocazii de-astea un pic mai elegante în care trebuie să am și eu cu ce să mă îmbrac practic. Și mi-a plăcut foarte mult, asta a fost 19 lei, este un turcoaz, îmi pare rău pentru lumină, e becul aprins pentru că e 12 noapte, v-am zis. Deci mi-a plăcut gulerul, mi-a plăcut culoare, mi-a plăcut mânecele, ea este M și e un pic lărguță, dar vă zic sincer că mi se pare că se potrivește foarte bine așa mai largă, arată bine. Am legat-o aici la mâneci, e drăguță, e largă în partea de jos, o să arate super bine cu niște pantaloni strâmți, cu o fustă strâmtă, chiar mi-o imaginez în multe combinații. Această salopetuță tare faină e cumva dintr-o catifea, un roșu așa închis. Mi se pare interesant pentru că ea este o, mă rog, except în gluga, are mâneci scurte și e cu pantalon scurt. Te-ai gândit că e o piesă de vară, dar având în vedere că e dintr-un material de ăsta gros, gen catifea și o culoare din asta foarte nu de vară oricum, duce în zona de iarnă și m-am gândit eu felul următor. Poți să o porți și pe vremea asta când e destul de cald, țin așa a fost stai, mergea de... cum am fost îmbrăcată cu rochie și geacă pe deasupra a fost perfect. Deci s-o port așa cu geaca de piele, să zicem, pe deasupra, dar m-am gândit că merge foarte bine cu colan sau dresuri foarte groase pe dedesubt negre, cizme peste genunchi și poartă în partea de sus, nu știu, ori paltonul, ori să iau o...
maletă pe dedesubt, o helancă, că a mai fost corectată că maletă n-ar exista, nu știu, eu de helancă am auzit acum puțin timp, maletă, așa îi spuneam noi, cel puțin, nu știu, din, de când mergeam la grădiniță și ne înfufuleau super bine, ne îmbrăcam cu malete pe dedesubt, deci nu știu, dacă e corect, nu e corect, eu le zic maletă și toți cei cunoscuți mie spun asta. Da, și asta este de la Bershka, mi-am tăiat eticheta, era absolut nouă, mărimea S și este foarte frumoasă, abia aștept să o port pe asta, chiar mi se pare în ideea asta de piesă un pic mai specială, ceva ce nu am, să vedem cum trebuie să o spăl pe asta, sper să nu fie foarte pretențioasă și mie Bershka îmi place, de obicei când am nevoie de lucruri drăguțe și care să-mi vină bine și nu găsesc prin altă parte, la Bershka am mai găsit sau la Stradivarius. Și ultimul articol, parcă mai era ceva, sper că nu am uitat nimic, este această pereche de pantaloni de training, care, da, nu este crema așa cum mi-am dorit, dar îndeplinea de pe lista mea toate celelalte cerințe. Adică am vrut o pereche de pantaloni de training cu talie înaltă, care să fie destul de lungi pentru picioarele mele lungi, pentru că mulți îmi sunt foarte scurți, și de asemenea să fie blăniți, să fie confortabil pe interior, să nu fie subțiri, pentru că o să vină frigul și o să am nevoie să fie confortabil și pe interior, nu doar pe exterior. Poate știți despre ce vorbesc. Sunt, nu știu, pantaloni, am și geci din astea. Am geaca aia, de exemplu, aia pe care am purtat-o sâmbătă. Ați văzut că era așa albă și blănoasă pe exterior? Bine, în interior este efectiv un fâș, un material care nu ține neapărat de cald și mereu când mi-e frig și o port, îmi vine să o întorc invers ca să mă atingă materialul blănos, așa, nu știu, mă enervează chestia asta, dar asta e situația. Deci, da, și singura cerință pe care practic n-am deplinit-o este faptul că nu este crem sau lila. Dar este gri și gri îmi place foarte mult, așa că i-am luat. Brandul este Miss Murem. Nu știu ce brand este ăsta, au fost 60 de lei, un preț relativ ok, puteam să dau și mai puțin pe ea având în vedere că cel mai probabil se haș. Nu știu dacă aveau etichetă, ei sunt în perfectă stare, m-am uitat foarte, foarte bine la ei și sunt... Sunt ok, n-au nicio problemă. Și arată așa, sunt efectiv niște pantaloni gri. Eu mai am o pereche de pantaloni gri din ăștia de training, dar au, sunt în primul rând mai subțiri, nu atât de confortabil și au niște buzunare așa pe laterale. Sunt fain, nu mă plâng, dar îmi doream ceva și mai comod. Poate, nu știu, se por și prin casă, cu hanorace, în fine. V-am zis că au fost așa 60 de lei și pe ăștia punem la spălat. Și astea sunt toate lucrurile pe care le-am luat din Mini Free. Per total, e genul de magazin în care trebuie să ai foarte multă răbdare. Noi am stat, cred că 4 ore am stat acolo, știu. Am ieșit de acolo, în primul rând, eu muream de foame și am înțeles după aia când m-am uitat la ceas de ce. Am obosit, eram așa și un pic amețită că am văzut atât de multe haine și era și agitație că am nimerit fix acum duminica. Dar da, e un magazin în care merită să mergi săptămânal, să-ți iei câte ceva. E bine să mergi acolo cu mulți bani. Ați văzut, cred că v-am filmat că mama și-a găsit o pereche de botine superbe, deci erau geniale. Erau fix culoarea pantalonilor ei și, nu știu, zici că erau acolo pentru ea. Erau superbe, mărimea ei, efectiv tocul era perfect, de înălțime perfectă, materialul, culoarea, totul, a dat vreo 160 de lei pe ele, cred, dar erau noi, adică în perfectă stare, superbe, superbe, superbe. Eu cu pantofii n-am avut neapărat noroc pentru că, sincer să fiu, nu căutam nimic. Da, ce să zic, ăsta a fost vlogul meu de astăzi cu dulciurile acelea din magazinul KJ Center, rămâne să vedem ce face săptămâna viitoare. Vă zic că iubitul meu deja le-a desfăcut și le-a gustat pe toate. Eu n-am gustat decât chipsurile care au fost super bune, de fapt ați și văzut pe cameră. El a mâncat câte jumătate din fiecare prăjiturică și le-am lăsat eu undeva într-o pungă să le gust într-o zi. Sincer să fiu, el n-a fost prea foarte încântat, a zis că îi se par foarte mediocre, ceea ce cred că nu există foarte mediocre, îi se par mediocre și asta m-a dezumflat și pe mine un pic așa, dar o să vedem dacă a meritat să dăm 40 de lei pe atâtea lucruri. Da, o să vă și supă aia cum e. Oricum, cam asta a fost cu ce aveam să vă spun. Mulțumesc tare mult că v-ați uitat la vlogul meu și sper că nu v-ați supărat că nu... n-am reușit să postez în seara asta, dar v-am explicat situația. O să mai stau până pe la 1-2 cât mai mi-a să termin de editat, să fie pregătit pentru mâine și mâine dimineață o să intre. Mă rog, voi l-ați văzut deja. Sper că v-a plăcut. Știu că am mai primit comentarii de la multe persoane că vai de mine, Andreea, cât vorbești și ne arăți prea puțin ce faci. E bine, vlogul ăsta sper să, nu știu cum să zic, cumva să echilibreze situația, pentru că am filmat în vlogul ăsta atâtea cadre câte n-am mai filmat de nu știu când. Am stat foarte mult timp cu camera în mână și aveți o grămadă de cadre pe muzică, așa că sper că e totul ok. Mulțumesc tare mult că v-ați uitat la clipul ăsta și ne revedem săptămâna aceasta. Nu mai facem vloguri de fiecare dată când postez, ci o să avem și clipuri, nu știu, cred că o să fac un machiaj,
nu m-am gândit încă la toată săptămâna, urmează să-mi planific mâine dimineață, ca așa am obiceiul luni dimineață, dar da, ne revedem pe YouTube miercuri, vineri, duminică, ca de obicei, cu clipuri noi. Mulțumesc tare mult că v-ați uitat la clipul meu și ne revedem foarte curând în următorul, pa, pa! Vreau să editez, efectiv, ca un om, ca să pot să postez mâine dimineață și uitați-vă și voi ce face Leo. S-a pus pe geanta asta și stă așa el aici, îi place foarte mult, îți place, boss? Ia uitați cum stă. Mi se pare că Leo, de când a mai crescut așa și a devenit mai adolescent decât copil, fiindcă așa mi se pare, parcă a devenit așa foarte bossy, adică pune blăbuțele pe ceva și nu mai e chestia lui, adică nu poți să iei, gata, e a lui. Vedeți? Ce fel întinde la pune? Măi, a mea, măi! Nu-ți băga gheruțele, măi, voi. Da, voiam să vi l-are neapărat pentru că îl căutam prin casă și când am văzut unde e, zic, wow, ce simpatic. Da, vă zicem papa din nou.